Ei, salută toată lumea și bine v-am găsit la episodul de Metin 2 Ro, fraților. Bă, înainte să începem vreau să vă zic, bă, ăștia băieții de la GameForge, dacă vă uitați la acest episod, bă, fiți băieți cu mine, frate, se rezolvă și altcumva. Nu trebuie neapărat să-mi dați strike, așa. Da, am vrut doar să fac chestia asta pentru că eu nu sunt băiat foarte cu minte de în caz de primesc o amenințare sau ceva. O să șterg videoclipul, nu e nicio fel de problemă, deci nu trebuie să ne certăm cu chestii de astea, ok? Da, pui mei, să vină câteva astea pentru război. Ia, 14-22, dă tempi, da, mă, nici nu trebuie. 120 de yang. Vând câteva chestii să mai golesc inventarul. Sunt pe global. Bă, filmez, taci. Ok. Bă, nici de asta n-am nevoie. Da, uite, mamă, cât facem aici. Ăsta, da, e mana de la am nevoie, ăsta n-am nevoie de. Nici de niciunul din niciun ar n-am nevoie pentru că nu sunt pentru mine, deci da. Și da, v-am zis, cine vrea să joace cu mine, veniți pe RO, nu contează că l-aveți de pe Steam sau de pe GameForge. Contează să aveți metinul. De fapt, aș mai vinde câteva chestii care nu sunt pentru mine, like, uite ăsta, e pentru mine, da. A, ba nu. Războinic. Pa, cred că mergești pe mine, da, mergești pe mine, dar nu vreau. Nu, mz. Da, sabia asta o pun. Cred că asta aș vinde 80 de yang. Da, dar are 15. No, no, o să o vând. Costumul ăsta 1000 de yang. Very nice. Să-l vând. 100 de yang. Nici ăsta n-am nevoie de el. De fapt, era o pălărie de călugăr. Cred că banul nu cred că puteam să-mi o pun. Și cam atât am nevoie. Ok. Acum o să ne facem câteva misiuni. Comanda armură. Mergi la negustorul de armuri. Are o misiune pentru tine. Ok, să mergi la negustorul de armuri. Să-i fie rar, hai să mergem la negustor, negustorul de armurii undeva, unde-i mă? Unde-i mă, că erau pe aici undeva negustorii aia. Ia uite-l, aici ai. Și te-au să mai postez episodul de Metin, dar v-am zis, cei de la GameForge, dacă vă uitați la acest episod, nu trebuie să, trebuie să o luăm așa mai încet, ok? cum era? De armuri. De armuri, de armuri. De lupta, promînvățători, așa. Negustor de armuri, cred că ăla-i, da, ăla-i negustorul de armuri. Și are o misiune pentru mine. Sper să-mi dea una ușor, adică să omor câteva animale. Și primesc și eu niște yang, iau-te-și pe asta. Băi, ce faci voi după mine? Ok, negustor de armuri. Am armuri, stai așa, cuțit și sabie, ok. O, fica mea te trimite cu siguranță, se întreabă ce să gătească astăzi la cine. Lasă, nu o să gândesc, aș dori o tocăniță ficantă de băat curs cu varză, așa. Ok, și ce vrea? Pot să mă ajut să mulțumesc că ai făcut vavor ficea, acum trebuie să-ți ceri un serviciu. L-am rugat pe ferarul satului să-mi producă câteva armuri, dar nu am putut afla nimic. De la ai putea afla? Da, am să o fac. Mulțumesc, toace-te la ferar și întreabă-l cum se descurcă cu armura. Ok, hai să mergem la ferar și să-l întrebăm cum se descurcă cu armura. Da, după aceea să mai bani și ce animă. Ce vrea mă ăla? Hey man, ferarul, ferarul, unde mă să ai ferarul? Cred că ferarul e. Au, ce frame drop-uri am, I don't know why. Ok, și da, o să mai filmez dacă vreți Metin, adică, na, eu joc oricum, deci, ia uite ce frumos, sunt sucă, mă, mami. Ok, ferarul, mergem la ferarul, uite unde e ferarul, cred că ăla e ferarul. Mamă, ce lag e aici, mâncați, aș gura ta. Ok, să mergem la ferar. Salut, ferarul, cred că ăsta e ferarul. Da, ferar. Salut, boss, ce faci? Hei, tu, noule, aș aventurier, aș vrea să cer un serviciu și pe un tipul cu numele de Ocaș, ai un tăietor de lemne și bun prieten de-al meu. E un pic plictisitor, dar este unul din șopoții tăietorii așa. Da, de Ocbai, așa. Nu am să și am trimis o scrisoare ca să nu ceva face. O să deși scrisoarea înseamnă sunt multe probleme așa, la fii atent și nu îndoi scrisoarea. O, știi cum să ajungi în următorul sat, apasă pe litera pentru a vedea așa un punct albastru. Așa, acel punct reprezintă portarul care te duce în zona adiacentă al doilea sat. Bă, n-am chef de asta. Sigur dorești să anulezi? De fapt, nu. Toace te curând la mine. Ok. N-am chef, frate, să mă duc în celălalt sat. O să mă duc la animale să-mi iau câteva dropuri să le vând, pentru că vreau să fac rost de yang, după aia să pot să-mi cumpăr o sabie șmecheră. Când o să se ducă asta, să expiră în 14 zile. În 14 zile pot, cred că, să fac rost de, nu știu, câteva sute de mii de yanguri îmi trebuie ca să-mi iau o sabie șmecheră. Uite-l și pe ăsta sal. Mamă, stai că are armură. Mamă, dar nu și-o lua războinic, mă. Războinic for the win. Dacă vreți să vă luați ceva ca lumea, luați-vă, frate, războinicul. Îl are ghearele. Nu sunt ok, dar am avut și eu ghearele pe live și n-am avut ceva ce cu ele. Like, băi! Băi! Bă, îmi fură ăsta tot, mă. Bă, ăștia stai mei. Ăștia stai mei, clar. Ok. Da, și dacă vreți să jucăm Metin,
Dragon CH1 e noul server de Metin 2 Ro. Deci, ăsta Dragon CH1, ne întâlnim aici. Și vă puteți uita pe profilul meu de Steam când sunt on, ca să puteți să știți când sunt on. Oh, hai că am primit câteva dropulețe frumoase, cum s-ar spune. Ok, după aia mă duc și o să mă culc pentru că, da, e ora 5. Bine, e 5 după amiază, de eu dorm după amiază de obicei. Și vine weekendul, vine vacanța mare, chestie. Și o să fiu mai relaxat. Na, pui-mi. Bam, 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 mamă ce le-o dau, mâncați, aș gura ta. Ok, și... Na, cine nu vrea, nu mai joas prin comentarii că vă luați boc, frate. Cine vrea să joc Metin, joc Metin. Serios. Pui mei, nu contează ce joc, joc. Ia ultima pe ăștia, mamă. Bam, bam, vezi și tu, am făcut toți. Ce-i distrug, frate, iau de aici. Bam, bam. Da, fac și o level 12. Dacă e bine, oricum îl fac mai greu dacă nu fac misiune. Dar chiar mi-era lene să mă duc în satul la nu știu cine să-i zic, nu știu ce, știi. Na, pui mei, și... Na, oh, ce-am primit? What is that? Ok, de la nivelul 32 e dat valoarea atacului. Ne, oricum nu-i pentru mine. Eu joc cu războinicul tot timpul, deci nu am nevoie. Ia uite ce-i distrug pe ăștia, mamă. Salut, frate. Oh, platoșa de... Platoșa ghinion plus 0 de la nivelul 18. Ah, I don't need that shit. I don't need that shit, ok. Da, pui mei, frate, ce mai pe aici? Nu mai e nimic. A, uite pe băieții ăștia. Da, și v-am zis, încă sunt începător, adică nu, e, nu, știu, nu joc de nu știu cât timp, dar... Na. Am jucat oricum pe live, am jucat ca lumea, frate, am fost și level mare, am fost și alea. Bine, oricum, de la level 20 încolo vine mult mai greu, adică o să încep să fac levelul mult mai greu și de aia, na. Și v-am zis, pe Dragon, joc pe scarne... joc pe Dragon pentru că e cel mai nou server de Metin. Adică, na, e tot Metin 2 Road, dar e cel mai nou server, frate, Dragon-ul. Și e super șmecher, așa că de-aia joc aici. Pentru că aș fi putut să joc și pe ăla în engleză, dar ale na, uimii. E Metin 2 Road, e for dummy, ok. Hai să vedem. Ba, ba, mamă, ce-i distrug pe ăștia, ce-i distrug pe ăștia. Ok, câte poține am? 25 și de astea am 15. Viteza de mișcare cu 60 și durata 30 minute cu 60 timp de 30 de nu se poate negocia. Hai să bă droghez un pic. Oho, salut, frate. Ok. Hai să folosim un pic astea. Hai că acum nu mai am nevoie, adică acum o să-mi pun înapoi licoarea roșie. Dar mă ajută, oricum nu o să folosesc 30 de minute, deci am pierdut practic una. Dar nu o să am nevoie prea mult de ea, deci na. Probabil, adică asta a fost cam singura care am folosit-o doar acum la animale, restul o să folosesc doar când am nevoie. Dar pentru videoclip să mă mișc mai rapid, pentru că s-ar putea să mai filmez încă un episod după asta. Ca să am, pentru voi. Cât am? 30.000 de ang, nu? 27.000, it's good. Hai frățiorul, vino și tu mâncați, aș vii și tu? Fu-t-o, sigur, mamă, uite cât i-am, frate, ești nebun. Faci și noi niște ani, da. Deci, o să fac și giveaway-uri, bine, doar dacă fac rost de item-e ceva bune pentru alte caractere. Vă recomand să vă faceți toate caracterele, adică și războinic și ninja și toate alea, că nu se știe cum fac un giveaway și câștigi tu, de exemplu, și așa să ai caracter, știi? Uuu, frumos. 34-5 de... A, dar nu, cam ea are 80-98 are damage-ul ăștia și deci nu-i nu știu ce. Da, wow, uite ce e aici, man, uite ce e aici. Astea nu pot să le iau, cred că nici astea nu pot să le iau, exact, ce ziceam. O, oh, lup de level 16, mamă, mai știu când mă stresau ăștia, frate, că... O, oh, solo, frate, te pui cu mine? A, și voi vă puneți cu mine, nu e nicio problemă, scape de voi, frate. Scape de voi, frățiorii mei. Mai știu când mi-era frică de lupi ăștia de level 16. Uite, acum iau o licoare. Mă fac frumos și bam, bam, bam. Ce-i distrui, atât ce-i distrui. Aoleu, nu mai dat, nu mai dat, nu mai dat. Nu mai dat. Pișatul, nu mai dat. Luăm o licoare. Încă o licoare. Încă o licoare. Și acum le dăm, frate, la băieți. Le-o dă, mamă, ce le-am dat. Ia, uite, mergești pe mistreți ăștia. Da, acum mai fac, frate. Mai fac niște yang-uri, că după aia să pot să-mi iau iteme, după aia să mă pot să duc să-i distrug pe ăia la alții. Că e și niște urși, dar mă rog, ne vor mai duc să fac și misiune, tăcă, tăcă. Băi,
Băi, man. Licoare roșie. Băi, man, ce vrei? Te pui cu mine, mama, aici de level 16 fent. Deci mai aici o șmecherie. Și bine asta. Hai, mă! Pișamaș pe voi, mamă, ce am distrus, ești prost. Vești tu? Vești tu? Hai, frate, să te văd. Hai, mă, să te văd. Mamă, uite ce ești, frate, mă omoră. Mă omoră, mă omoră. Fata de pe scară, mă omoră, mă omoră. Ok, nu m-a omorât. Nu m-a omorât, în niciun caz nu vreau. Nu mă va omorâ niciodată, doamne, mă tot încurc când vreau să vorbesc. Deocamdată vreau să colectez tot angul ăsta pentru că... V-am zis ce vreau să fac. Plus o să fac și giveaway-uri. Și da, aveți metinul pe Steam, adică și eu la pe Steam am 7 ore, și deci puteți să o luați pe Steam. A apărut alaltă ieri, dar eu n-am știut că a apărut și de-abia ieri am apucat să joc prima dată. Deci da. Mamă, uite cât am primit, băi. Stai, de ce nu l-am luat? Wait. Cât licoare am? 22 cu 15 și mai trebuie să am undeva. Mai trebuie să am... Oh, salut, frate. Level 16, level 16. N-am văzut ce level au. Uai, n-am văzut ce level au, bă. Am văzut că-s de aia de level 4 și îi băteam ușor. Îi dădeam un hit. Ok. Restartează în oraș. Mergem în oraș ca să vindem itemele. What the fuck? Ah, mi s-a părut ca la Siol, lol. Aș putea să joc și așa, dar nu știu de ce ai juca așa, like, am văzut pe mulți care joacă ceva de gen, eu joc third person, adică joc așa, frate. Ah, wow, ce mi se blochează aici, frate, mi se încarcă toate entitățile și se blochează, dar nu-i bai. Da, și o să văd ce să mai postez, deocamdată m-a apucat de metin și e super șmecher jocul. Având în vedere că în al doilea episod deja am level 11, eu zic că e super șmecher. Magazinul general, salut, frate. Ok. Asta o vindem. Da. Asta-l vindem 1600 yang. Puuu, m-a terifiat. Mai 12 yang și am făcut... Bine, mă, 30k yang. Bine, mă, băieți, măi. De restul cred că am nevoie, de ăsta n-am nevoie, mă piși pe el. Ia, ăsta e pentru șama 700 de yang. Ia, 600 au testea, n-am nevoie de ele. Because are for ninja, nici de asta n-am nevoie. Mamă, uite câte yang-uri, frate. Nici de asta n-am nevoie. Mai încolesc și eu inventarul, știi ce zic? Ăsta e 0, hai să-l vine pe ăsta. Stai să-mi ieși ăsta, că tot nu-i pentru mine. Solița și o-ți vine și pe asta. Oho, 600 de yang, nice. Vindem și ăsta. Și cam atât. Ok, avem 33.000 de yanguri. Bă, și aș putea să-mi iau multe chestii, adică bine multe chestii, multe chestii de-astea, gen de viață, dar nu mă aștept cu nimic. Adică deocamdată, uite, 96.000 de yang, ho, astea bine-s 200, uite, 5.440 de yang, astea-s 32.000. Brățară de lemn, brățară de plete, colier de lemn, mi-a spus eu nu știu câte, dar nu merită de aici, mai bine te duci la fierar sau la alt chestie și ții și săbi și armură, bine, oricum armură vreau să-mi iau ceva bun dacă mi-au, știi, asta e doar așa o platoșă, știi, uite, pur și simplu o platoșă, așa are fără ea, deci asta nu e armură sau ceva, să nu vă închipuiți că nu știu ce, nu, frate, e doar o platoșă, bun pe mine. Da, băieți! Sper că v-a plăcut acest episod de Metin. Nu uitați să apăsați butonul de subscribe și de like la canal dacă mai aveți episoade în continuare. Și noi ne vedem data viitoare. Salut!